Înainte să încep să vorbesc în acest videoclip, vreau să știi că ești o persoană minunată și că vreau să zâmbești cât mai des. Hei, eu sunt Janet și astăzi vreau să vă spun câteva lucruri despre concursurile online. Majoritatea oamenilor sunt sceptici când auz despre concursurile online, dar vreau să vă zic că nu ar trebui să fie. Din experiența mea vă pot spune că, de fapt, concursurile online sunt destul de ok, cel puțin cele pe jurizare, pentru că am participat la câteva concursuri și la cele cu jurizare la care am participat am reușit să câștig mereu câte ceva. Vreau să vă încurajez prin acest videoclip să participați și voi, pentru că nu aveți nimic de pierdut. Țin să menționez că acest videoclip nu este sponsorizat. Nu am fost plătită să fac reclamă firmelor pe care le voi menționa. De obicei sunt premii foarte faine de la firme super. De exemplu, eu am câștigat la Fanta o consolă Xbox 360 cu senzor Kinect și tot ce a trebuit să fac a fost o poză cu o doză de Fanta pe care a trebuit să o fac potrivită pentru concurs. Mă rog, am participat și la Pepsi la un concurs. Premiul a fost o tabără, un loc în tabăra Demoga din 2015, prima ediție a taberei Demoga Music Summer Camp. A fost super frumos. Am trimis un videoclip cu mine cântând și dansând și juriul format din Marius Moga și câțiva organizatori de la Pepsi, cred, au ales două videoclipuri din cele care au fost trimise și am fost aleasă și eu să merg în acea tabără de muzică. Mama! La ce concursuri am mai participat? Ha? La ce concursuri am mai participat? La Panda? Am zis. Și la Pepsi? Am zis. Și tocmai am făcut un videoclip pentru un concurs la Asus. A trebuit să fac un videoclip în care cânt niște versuri despre Republica Gamerilor, despre Asus și despre noile laptopuri de la Asus ROG. Chiar mi-ar plăcea să câștig unul și poate că o să reușesc. Deci, dacă doriți să câștigați ceva pe net, chiar se poate și tot ce trebuie să faceți este să vă dați silința și să încercați să fiți cât mai proficient în ceea ce faceți. Puteți găsi concursuri pe internet, pe Facebook sau, de exemplu, cei de la Fanta am văzut că au de obicei multe concursuri și puteți găsi site-uri dedicate concursurilor online. Vă mulțumesc pentru vizionare, eu am fost Janet și până data viitoare, vă pup, bye bye!